n-ai mai pus tu niciuna. Când se pun? Ser? Da, mă, da. Camera mai se filmă pe urmă. Am venit și de vremea dracu așa. Ia și pune semeringul ăsta bine. Stau toată ziua cu Vasilina pe mână. Hai mă, că mai ai puțină de levere. Trei lulele. Inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
și poziția atât de bună să strâng astea. Eu am o poziție atât de bună să strâng astea. Eu am o poziție bună să bag astea aici. Da, tu ai 4 acolo.
Zic și eu.
Hai, mă. Sau ceva ploaie. Nu plouă. Să vedem asta cum e. Ce dracu? Ah, ce lipsește. Este mai mare. Să iau un set. Strâns? Așa. Încă trei. Thank you.
poate altul să-l strâng. Păi vezi că... Adică acum s-a lăsat pe picior, că i-am lăsat piciorul jos. Să nu intri în cauciuc, lasă leagă de pierdut. Ah, adică dacă cade, cade în partea asta. Dar curge motorină de la asta. Care furtună asta? A, ăla. Nici nu mai merge scurtat asta. Thank you.
așa. Păi n-am frână! Tate! Ei! Pune o piatră la roată! Ia la subțime jos. Dar nu de tot, că stă, s-o las pe spate. No. Tot stă pe... stă pe picior și nu pot să-i desfac asta. E gura măsii. Păi și ce vrei, mă, cum vrei să o las? Ia, lasă jos, o las pe spate acum. Poți să-i scoți acolo. Poate ia până că salutăm și să duce pe spate. Dai cu ce. Păi, dacă e scos ăla, cum salți? Lasă-mă că o saltăm, dar nu, nu ies. Vede la prin parte. Au! Hop! Hop! S-a dus ăla în... Ce s-a dus? S-a dus ăla în cauciuc. Mă, s-a dracu, dacă mai avea și el o gaură pe la jumate. Păcat. Bă, dar mai sunt crengile alea în față la mea? Mai sunt crengile alea în față la mea, acolo? Carcă. De la nuc? Nu-i nimic aici. E curat? Aici. Da. Mm-hmm.
lăsat la semănătoare. S-a terminat și silozul, mai avem o săptămână și se termină tot. Acum să văd cum scot ăla. Să deschid poarta. Aveam lucernă. Și toate fiarele. A, băga mea și picioarele, scrângile alea. Și că e curat. Și acum ia Mihai toate crângile și dă-le la o parte. Bag eu sub ăsta. Bag un lemn. Haide-o! O să lasă asta bine. Ce prost, mai mult de atât nu se lasă. Să vedem. Ia să-l dau pe mic. Așa. Pisici. Haide, mă, oprește-te! N-avem frână de mână la asta.
partea proastă. Ah, băga mea și... Au. Au, te șurubule lăsate pe aici. Pierdeam naiba. Să luăm aici. Două șuruburi. Și două. Și... Saltă asta un pic mai sus. O să-l dau pe foarte mic. Aici e foarte mic. Perfect. Dacă aș fi băgat și un șurub care nu iese. Dăm și un cuip aici. Cui, 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 cui. Dă-mă cam cui aici. Știam eu. Ghiocei. Păi și ghiocei. Se duc și o prietenei mele ghiocei. Așa. Așa. Hai să ieșim cu el afară. Asta avem banda ruptă. Trebuie să o reparăm. La asta avem câțiva rulmenți de schimbat. Și să lungem bine, să-l pregătim. Și o să dăm complex, cred că prima oară cu el. Și apoi azot. Trebuie să dăm complex la lucernă, unde semănăm. Hai să vedem. Mă, să vedem dacă să mai plouă un pic, să mai umezească terenul. Trebuie să-l bag aici. Așa e. Thank you.
dezgăț. Toți de muncă, cam de vreme, la 1.41, două fără, două fără, 1 și un sfert. Așa, acum plec, cine mai m-a sunat, tata? Ia zi. Da. Așa, mi-a sunat telefonul. Bun, deci, acum, ce-am făcut azi? Cine aia m-am zis pe ce de tot? Astăzi, eu ce viteză are ăsta cu calul? I-a sărit copita, bă, i-a ți-a sărit potcoava, bă, săracul cal. Ce oameni. Așa, cred că am zis așa de 10.000 de ori. Doamne, trebuie să mă controlez când... Azi am terminat cu semănătoarea. Am pregătit-o, gata, putem să o băgăm la muncă fără nicio problemă. Am agățat meaul, l-am scos afară. Că anunță ceva ploi și nu vreau să intru iar pe lucerna acolo să o stric. Și dacă tot a fost un pic uscat, am agățat meaul și l-am scos în stradă. Vreau să mă apuc ori mâine, mă apuc de el, ori de luni încolo, dar cred că mâine să văd care e treaba pe la el. Și mai am John Deere-ul să 3140, 3120, că celălalt e 3640. 3120, la ăla vreau să-i bag apă în cauciucuri. Și o să și filmez ca să vă arăt cum bag eu apă în cauciucuri. Așa, acum vreau să mă duc până la Dedeman sau la Leroy Merlin, să văd. Cred că Leroy Merlin mai întâi. Vreau să caut ceva, să mai bag chestii de astea mici în ele, să mai niște cutiuțe, niște, vreau să mai strâng în atelierul la puțin, să mai fac curat. Dar văd când ajung acolo care e treaba. Bun, păi cam atât pentru azi. Ne vedem data viitoare. Acum voi începe să pun din două în două zile filmulețul. Nu prea, am încercat să pun în fiecare zi, dar n-am timp. Chiar n-am timp deloc să pun. Nu pot să stau seara, ajung seara târziu până copiez fișierele în calculator, până le editez. Procesatul durează vreo 2 ore, cred, să-mi proceseze filmulețul. Până lurg, până... chiar n-am timp să pun în fiecare zi. Și am zis că o să încerc să pun din două în două zile. Și o să vedeți. Bun, cam atât. La revedere!